Bună seara! Astăzi eu o să fac o emisiune pe care cred că ar fi trebuit să o fac mai demult, dar sincer nu mi-a trecut prin cap. Adică mi se pare destul de ciudat să vorbesc despre cauzele suferințelor și bolilor în condițiile în care am început deja să vorbesc de boli. Dar, mă rog, știți cum e, mai bine mai târziu decât niciodată. Nu mai era o problemă cu ținuta mea, am vrut doar să arăt că și eu m-am fiș. Da. Bun. De ce m-a interesat cauzele suferințelor și bolilor? Pentru că, domnule, dacă nu înțelegi că motivul pentru care suferi e undeva în tine, n-ai nicio șansă să te vindeci. Și o să încep cu o întrebare care este înăuntru și care spune la un moment dat, domnule, care este partea pozitivă a suferinței. Suferința este ca și durerea. Durerea fizică. Suferința îți arată că undeva greșești. Problema nu este exteriorul. Toată lumea tinde să îndepărteze exteriorul dacă el suferă. Dar nu-și dă seama că problema e din interior. Da? Și partea pozitivă a suferinței este că îți arată, de fapt, că tu greșești undeva. Pentru că tu ai tendința următoare. Vine un om în viața ta și te face să suferi. Și îl respingi. Și vine altul în viața ta și te face să suferi. În același fel. Și îl respingi și pe ăla. Și vine al treilea în viața ta și te face să suferi. Și îl respingi și pe ăla. De fapt, problema nu este... Nu sunt oamenii din viața care vin în viața ta. Ci problema ești tu. Unul, că ceva din tine atrage oamenii aia din viața ta. Și că ceva din tine atrage manifestarea aia care te face pe tine să suferi. Și atunci soluția nu este să îndepărtezi oamenii din viața ta. Soluția este schimbi tu. Și în momentul în care te schimbi tu, oricum se duc oamenii care nu-ți folosesc în viața ta. Îți rămân exact cei care îți trebuie și care sunt cu tine în evoluția ta spirituală. Mă rog. Ce este suferința? Dom'le, e greu de stabilit să dau definiția suferinței, dar știu că suferința este o stare. Deci, este o alterare a stării de bine. Deci, în momentul în care nu mai am starea de bine, înseamnă că am intrat în suferință. Indiferent că este, că este psihică, sufletească, că este fizică, toate reprezintă alterarea stării de bine. La nivel de trup, la nivel de suflet, la nivel de mental. Deci, suferința este alterarea stării de bine. Când ai ieșit în starea de bine, înseamnă că ai intrat în suferință. Ce este suferința fizică? Dom'le, suferința fizică presupune că corpul tău nu mai funcționează la parametrii lui optim, ce îngăduiți sau proiectează Dumnezeu, și că automat are disfuncții la nivelul fizic. Evident că nu există o alterare a structurii fizicului fără o alterare a structurii psihicului. Și nu mă contrazic spunând că, mă rog, asta în cazul în care nu este o preprogramare. Dar există și preprogramări, de exemplu, care fac ca trupul să distrugă la un moment dat și de-aia murim. Dar asta este altă problemă. Acum noi vorbim de durata de viață a unui om. Să zicem, eu sunt proiectat de Dumnezeu, am un program care spune Arișanu trăiește 250 de ani. Da? De aici până aici. Bun. Dacă Arișanu trăiește 250 de ani, pe parcursul evoluției mele, automat se pot produce, cum să spun eu, alterări ale sănătății fizice ale mele. Dar, în momentul în care mi-am atins cei 250 de ani, atunci intervine un program care îmi distruge corpul. Și atunci eu, tu, la revedere, drumul. Da. Noi vorbim pe parcursul vieții. Deci de suferința fizică pe parcursul vieții. Ce este suferința spirituală? Suferința spirituală presupune ieșirea din Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este fericire. Dacă eu sunt în Dumnezeu, automat sunt în raport optim cu starea de fericire, cu starea de bucurie. În momentul în care dintr-un motiv sau altul, și o să vorbim despre motivele care duc la suferință, eu ies din starea din Dumnezeu, automat intru în starea de suferință. Și avem două porțiuni. Îl avem pe Dumnezeu, care presupune bucurie,
și ieșirea din Dumnezeu, care presupune intrarea în starea de suferință. Să nu credeți. Știți că se vorbește de nirvana și de mai știu eu ce. Există pace, dar până și pacea aia înseamnă fericire. Toată lumea crede că fericirea înseamnă să ce? Confundă starea de fericire cu starea de extaz. Nu. Starea de fericire poate să fie pur și simplu starea de pace. Și o pildă foarte frumoasă. Se spune că la un moment dat un samurai se duce la un pusnic bătrân, la un călugăr bătrân, să-l învețe ce e la rai și ce la iad. Și când ajunge la bătrân, la un moment dat bătrânul îi spune furios, dar cum poți să te apropii de mine? Tu care ești atât de murdar și de josnic. În momentul respectiv se trezește în samurai toată furia lui și dă să scoată sabia să-i taie capul bătrânului. Și înainte de a apuce să scoată sabia, bătrânul spune, zice, ăsta este iad. Ei, în momentul în care el conștientizează că bătrânul și-a pus viața în joc ca să-l învețe pe el ce înseamnă iadul, i s-a umplut inima de recunoștință și de mulțumire față de acest bătrân care și-a riscat viața ca să-i demonstreze ce înseamnă iadul. Nu să-i explice teoretic ce înseamnă iad. Și în momentul respectiv, când a experimentat starea de recunoștință și de mulțumire și de pace interioară, bătrânul i-a spus. Și acesta este rai. E, toți avem fluctuații, intrăm, ieșim din stări respective. Ideea este ca la un moment dat să experimentăm și să rămânem doar într-o anumită stare. Stând în acea stare, automat ne conectăm la starea de divinitate, la Dumnezeu. Are legătură suferința fizică cu suferința spirituală? Absolut da. Pentru că noi suntem în trup tocmai ca să experimentăm și suferința fizică și suferința spirituală. Noi în trupul ăsta le experimentăm pe amândouă. Nu sunt independente, ci sunt în legătura una cu alta. Suferința fizică duce la un moment dat la suferința spirituală și suferința spirituală duce la un moment dat la suferința fizică. Ele nu sunt independente în lumea asta. În lumea asta ele sunt strâns legate. De exemplu, multe din bolile pe care le studiază medicina, pe mine mă amuză îngrozitor medicina alopată. Deci este o poezie. Deci nu știu cum am avut răbdare să fac. Și am mai pus și 7 ani de medicină. Dom'le, e atât de stupidă că te ia râsul. De exemplu, multe din bolile cu nume pompoasă, boala lui ăla, boala lui calache. Toate, de fapt, sunt somatizări ale bolilor, ale sufletului, ale bolilor spiritului. Și ăștia le tratează. Deci multe dintre bolile autoimune au toate ca și cauză depresie. Atât. Numai că în loc, modul cum se manifestă, este la alt nivel trupesc. A, că poți să găsești remedii la genul ăla, dar boala e aceeași. Boala este incapacitatea omului respectiv de a trăi. Dar mie îmi place medicina. Studiază, a făcut, cred că învață peste vreo 10 ani, nu o să mai poată să învețe nimeni medicina, că o să fie atâta boli, că nu o să mai le reține nimeni. Dacă iau un doctor și îl întreb de toate boile, cred că n-are cum, că le uită. Din păcate. De ce trebuie să suferim? Vreau să vă spun că planeta asta, caracteristica acestei planete este suferința. Și ea este făcută, creată, menținută așa, tocmai datorită suferinței. Asta este specific acestei planete. Și suferința sufletească și suferința trupească. Și vreau să vă spun ceva. Dacă aș fi vreodată Dumnezeu și dacă vreodată aș avea posibilitatea să fac o planetă, aș face o planetă asemănătoare. Deși eu știu ce impresie are lumea despre mine. Eu sunt un tip foarte minus. Dar îmi dau seama că evoluția spirituală nu se poate face fără suferință. Exact cum antrenamentele dure de arte marțiale nu se pot face fără suferință. Exact cum antrenamentele pentru sportivii de
care devin campion nu se pot face fără suferință. Exact cum antrenamentele pentru ce vreți voi, psihice, nu se pot face fără suferință. Dom'le, nimic nu se poate face fără sudoare și suferință. Nu se poate. Din păcate. Și atunci planeta asta este menținută așa, special. Pe mie mi-e drag când aud că demonul, că drag. Nu e adevărat. Dumnezeu ține planeta asta așa. De ce? Aici putem să experimentăm tot. Și cauza sau motivul pentru care trebuie să suferim este tot. E un citat în Psalmul 50 foarte frumos, care spune Duh umilit, inimă înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va ucisi. Nu-L va ucisi. Deci până când ajungem la Duhul umilit și smerit, avem parte de suferință. În momentul în care ne-am smerit, ca și gândire, ca suflet, ca trup, abia atunci nu mai avem parte. Deci noi suntem pe pământ și aici experimentăm suferința pentru că nu suntem smeriți. Și asta nu e valabil numai pentru oameni, pentru că pe pământ se nasc și îngeri și extraterestri. Și oameni, deci demonii întrupați, și îngeri și extraterestri. Și ei experimentează suferința. Pentru că nu se poate altfel. Orice defect, știți cum e? Planeta Pământ este o planetă pe care ți iese la suprafață cel mai mic defect. Așa e construită ea. De asta este frumoasă. Este ca un... cum să vă zic eu? Ca un câmp de antrenament unde se scot la suprafață cele mai negre teme, cele mai mari complexe, orgolii, dorințe, frustrări, frici, atașament, tot este la suprafață pe planeta asta. Aici, pe planeta asta, se vede cu adevărat cum este un spirit. În cer sunt toți minunați. Aici, până nu treci prin proba Pământului, nu poți să fii în cer. În cer mare. Că nu poți. Și vreau să spun ceva. Că una era suferința Sfinților Părinți acum, aia se ducea în deșert. Extraordinar. Mai du-te acum în deșert. Unde să te duci în deșert? Că te ia imediat poliția din pădure. N-ai unde să te duci în deșert. Și atunci, să-i văd pe Sfinții Părinți acum pe Pământ. Să vedeți că până și ei au probleme. Așa, în singurătate, toți treci pe ei. Așa, printre oameni, printre vecini, printre familii, printre aia, printre aia. Să vedem fiecare ce ne poate pielea. Care sunt cauzele suferințelor? Care este partea pozitivă și a suferinței? Spuneam că suferința te smerește. Suferința te face să fii atent la alții. Suferința te face să-i vezi pe alții. Suferința te face să înțelegi că toți oamenii sunt până la urmă și ca și tine noi suntem într-un ciur în care se cerne tot. Și de fapt nu-i vezi decât și pe aia lângă tine cum se chinuie. Suferința te face să fii atent la suferințele altora. Până nu suferi, știți cum e principiul? Bogatul nu înțelege săracul și săturul pe flământ. Asta e realitatea. Asta e. E adevărat. Unul, înțelegi? E o fază cu, nu mai știu cum o chema pe aia austro-ungarie care a zis vrem pâine. Dar de ce vreți pâine? Doamne, ce vor? Pâine. Păi zice, de ce? Păi n-au. Deci să mănânce cozonac. E dacă n-avea noțiunea de foame, dacă n-ai pâine, mănânci cozonac, normal. Sau tort. Nu? Niște pane, mai ales niște panetone ceva. Că așa sunt și. Păi, până nu ai noțiune de suferință, până nu știi ce înseamnă să-ți moară cineva drag, până nu știi ce înseamnă să te doară, până nu știi ce înseamnă... Am un exemplu pe care îl dau tot timpul. Aveam o pacientă care nu a curs nasul până la 21 de ani. Nu o să-i spun numele că... Deci nu a curs, a fost răcită odată până la 21 de ani. Ea mi-a înciclat la 20 ceva de ani. De ce? Pentru că avea valori atât de bune, venită dintr-un cer mare, încât ea nu știa ce e a durere. Venea la cabinet și stătea locul ăla care era bolnav. Zicea, nu du-te mă, fată. Lasă oamenii ăștia care au, nu pierde timpul oamenilor care, cu adevărat, nu înțelege. Zice, păi vreau și eu să stau de vorbă cu tine.
Și păi zic, eu înțeleg, am seminare, am cursuri. Du-te și lasă-i pe ăștia, că le e rău. Într-o zi vine peste rând, mi-e rău, mi-e rău. Deci venea ciclul și avea dureri premenstruale. Și zic, ei, cum e acum? Ia stai tu la rând. Să vezi cum e. Până nu faci... Și după aia zicea, te rog frumos să mă iasă, că n-am înțeles. Eu înțeleg, dar n-ai cum să înțelegi pe altul dacă nu te doare. N-ai cum să înțelegi pe altul dacă nu te-a durut sufletul. N-ai cum să înțelegi pe altul dacă nu s-a rupt inima în tine. Că n-ai cum. Nu poți să empatizezi. Și atunci, suferința este o cale foarte bună ca să înțelegi omul. Și te lasă Dumnezeu să faci toate prostiile, te lasă Dumnezeu să suferi. De ce? Pentru că la un moment dat să poți să înțelegi omul și să poți să-l ajuți. Pentru că, în primul rând, după ce te ajuți pe tine, clar poți să-l ajuți pe celălalt. Bun. O să vorbesc despre cauzele suferințelor enunțate de Buddha. Buddha. Nu creștinism. Vreau să statutez treaba asta ca să se înțeleagă că înainte să avem noi habar de ceva, a existat un om pe care îl chema Buddha și care a vorbit despre cauzele suferinței. Și care Buddha era un tip bogat. Și care era atât de bogat încât părinții lui îl fereau de durere. El s-a căsătorit, mă rog, și la un moment dat, mergând pe drum, avea o caleașcă, sau mă rog, ce avea el, nu caleașcă, cum se cheamă ea? Dusă de sclav. N-are importanță. Era acoperită ca să nu vadă. Și într-o zi a văzut un om bolnav. Și a zis, zice, ce-i cu omul ăsta? Nu, a văzut o naștere, parcă. Ce se întâmplă? S-a născut un copil. Foarte bine. În altă zi a văzut pe drum un om bolnav. Ce-i cu omul ăsta? Omul ăsta e bolnav. Ce-i aboară? Păi se îmbolnăvește, le e rău, la. Și într-o zi a fost un om, o mormântare. Ce-i cu ăștia? Păi zice, un om a murit. Păi cum? Păi uite, omul se naște, trăiește și moare. Și eu și-am văzut vreodată așa vreodată. Bă, dacă tot ne naștem, trăim și murim, care-i sensul vieții? Și atunci a plecat și a lăsat familia, deși era bogată, a renunțat la bogăție. Și s-a dus să înțeleagă care-i sensul vieții dacă tot ne naștem, tot trăim și tot murim. Mă rog, s-a dus să stea pe piatră 7 ani. Toată lumea credea că e Sfânt, dar el, de fapt, nu înțelegea ce caută pe planeta asta. Și după 7 ani și-a dat seama că nu ăsta e sensul vieții și s-a dat jos. Dar asta e mai puțin important. Cert este că de la Buddha ne-au rămas mult mai multe lucruri pe care le-a copiat și creștinismul și care au ajuns până în ziua de azi. Și el a enunțat cauzele suferințelor. Eu citesc par memorie acum, pentru că nu mai știu exact. Vă recomand, era o carte despre Buddha, se numea Buddha, o cale a iluminării. Cauzele suferințelor enunțate de Buddha sunt 5, parcă la nume. Karma, păcatele, atașamentele, ignoranța și dorința. Bun. La care eu am adăugat neacceptarea propriei persoane, propriei vieți, a propriului corp, a propriei sexualități. Deci neacceptai. Da? Bun. Și am aici întrebări. Care sunt formele de plată? Cum să spun eu? De ce este karma o cauză a suferinței? Păi foarte simplu. Pentru că ce înseamnă karma? Înseamnă că eu nu mi-am luat niște lecții din altă viață. Și automat sunt obligat să trec prin același tip de încercări care se soldează cu suferință, evident, dacă greșesc. Tocmai ca să învăț să-mi iau ce? Deciziile corecte. Să învăț care e binele, care e rău. Și automat karma presupune să trec prin niște încercări. Deci automat, printr-o relație cu o persoană cu care ne-am întâlnit altă dată, știu că are neură, etc. Care duc automat la suferință. Formă de plată karmică. Boala poate să fie o formă de plată karmică. Căsătoria poate să fie o formă de plată karmică. Relația cu o persoană. Nu poți să te desparți de o persoană, deși nu o iubești, nu-ți place de ea, nu te atrage din punct de vedere sexual. Și ești obligat să fii persoana respectivă. Poate să fie un job, o profesie karmică. Poate să fie
mă rog, eu știu. Urățenia poate să fie o formă de plată karmică. Să fii mutilat. Poate să fie sărăcia, o formă de plată karmică. Că unde este să te naști în Londra și unde venitul minim pe economie este nu știu cât, mă rog, deși acolo sunt sărat, și alta este să te naști în Tanzania și să mănânci termite prăjite. Sau, eu știu, în ce stat din ăsta unde se moare de în Somalia. E clar că e o formă de plată karmică. Foame. E o formă de plată karmică. Da? Există o altă modalități de a plăti din karmă? Sunt plățile karmice sunt diverse. Moartea unui copil, pierderea copiilor, deci femeile care au avorturi spontane, sunt forme de plată karmică. Deci moartea unui copil, imediat după naștere. Moartea unei persoane dragi, moartea unor animale sunt forme de plată karmică. Poate să fie deci pierderea unui membru drag al familiei. Poate să fie un accident formă de plată karmică. Accident în care strici toată mașina sau un accident în care îți pierzi un membru, o mână, un picior, etc. Un organ poate să fie. Deci poate să o formă de plată karmică poate să fie o boală foarte grea. Că e, eu știu că nu îți funcționează rinichii, că nu ai, că ai diabet. Sunt forme de plată karmică. Poți să trăiești din plățile karmice la altora. Am copii cu diabet, da? Și am încercat să înțeleg de ce au făcut ei diabet. La 5-7 ani. Și am descoperit că la nivelul plexului solar, deci la nivel de chakra 3, ei aveau corzi, sute de corzi, către oameni pe care i-au împărtășit altă dată și pentru că ei au dat din sufletul lor. Au fost prea buni. Și fiind prea buni, automat au rămas legați de oamenii respectivi. Și oamenii respectivi se hrănesc din ei și acum. Și au rămas corzile. Și automat, le-au distrus sufletul la nivelul organelor din zona respectivă, inclusiv la nivelul pancreasului. Deci, plăți, modalități de plată karmică, sunt modalități ortodoxe. Post negru, rugăciune, pelerinaje, eu știu, masuri, dezlegări, botezuri, nunți, nășii. Astea sunt toate formele de plată karmică. Mă rog, și mai multe. Misiuni personale grele pot să fie multe forme de plată karmică. De ce îngerii și extraterestri întrupați trebuie să se vede dacă ei nu au karmă? Păi, îngerii ăștia și extraterestrii care se întrupează, chiar dacă nu au karmă, ei se nasc în familii care au karmă, că de aia sunt aia pe pământ. Și automat este o formă de asumare. În momentul în care eu nu am karmă, dar mă hotărăsc să mă nasc pe pământ, automat îmi preiau din karma de neam. Deci, chiar dacă n-au... Păi, dar nu, dar în momentul în care te-ai născut, te-ai asumat treaba asta. Chiar dacă te-a trimis Dumnezeu. Te-a trimis și ai misiunea personală. Și dacă ai venit singur, cu atât mai mult ai misiune personală. Dar, știți, eu m-am de mult să poate întâmpla ca, de la un anumit nivel încolo, Dumnezeu să treacă peste liberul tău arbitru. Foarte clar. Cer. Sau, și te trimite. Dar să știți că sunt bine intenționat și în perspectivă totul este bun. Deci, din punctul meu de vedere, e foarte bine. Da? Pentru că tu, în momentul în care... E clar că te-ai născut într-un neam pentru că ai trăsături comune. E clar că te-ai născut într-un neam pentru că ai defecte. Ai rezonat cu defectele respective. Deci, pe undeva ești tu de învățat ceva din plata păcatelor neamului respectiv. Deci, chiar dacă sunt îngeri, chiar dacă sunt extraterestri, deci, mă rog, de pe alte planete unde sunt alte vibrații, când se nasc, automat ei au de plătit karma neamului respectiv. Sau măcar să ajute la... Știți cum? Ca la joacă. Urma scapă turnul. Așa e bine. Sunt îngeri care au venit pe pământ pentru a plăti în karma. Da, sunt îngeri care au venit special ca să plătească karma în oameni. Sunt oameni care... Deci asta țin de divinitate și de planurile divine. Dumnezeu nu judecă prin bine și prin rău. Asta este
cum să vă zic eu, scorneala oamenilor și minților oamenilor și a oamenilor limitați. Domnule, toată lumea crede că dintr-un mă rog, analfabet poți să faci un geniu. Nu poți să faci un geniu. E indiferent cât duc sunt pe el. Se întâmplă următorul fenomen. Nu. Oamenii nu au înțeles că Dumnezeu nu judecă prin bine și prin rău, și prin necesitate. Toți ăștia care au dat legile sunt urmașii lui Lot. Lot care și-a pus-o cu fetele lui. Dom'le, înseamnă că nu înțeleg ceva. Și un copil nu se poate naște dacă nu îngăduie Dumnezeu. Deci e clar că Dumnezeu a intervenit undeva acolo ca să le vină în minte fetelor, ca să și-o pună cu tasul, ca să nu se stierpească neamul ăsta român. Neamul ăsta, nu românesc. Neamul în general, că noi tot de acolo venim. Deci dacă Dumnezeu judecă prin necesitate, uite, câteodată e nevoie, dar ei nu înțeleg nici măcar Biblia. Toate legile. Nu există lege care să nu fi fost călcată pentru că a hotărât Dumnezeu. Nici o lege pe care au dat-o oamenii. A dat să dea lege să nu mănânce pâine, dar a dat-o Moise oamenilor. Să dea lege să nu ucidă. Moise a ucis să nu mai Dumnezeu. S-a dat lege de... Deci toate legile au fost călcate. Și atunci ce rămâne? Necesitatea. Și atunci se pune problema necesității. Dumnezeu judecă prin necesitate la un moment dat. E ca în șah. Cum știm că nu mai avem plăți karmice? Plățile karmice, deci știți, e o problemă. Că nu mai ai plăți karmice, nu e așa ușor. De ce? Pentru că nu-ți vine să faci nimic. Păi, foarte simplu. Ce înseamnă plată karmică? Înseamnă că mă trage ața undeva. Da? Problema cu cei care nu au plăți karmice este că ei nu conștientizează și pot să facă orice. Și tocmai pentru că pot să facă orice, nu aleg să facă nimic. Stau așa. Zen. Cea mai... Deci, în momentul în care ai o plată karmică, te duci. Te trage un serviciu, că te trage un grup de oameni, da? Față de care ai probleme karmice. Te duci acolo. Ți-ai rezolvat problema de acolo, tang, te trage în altă parte. Tang, te trage în altă parte. Tang. La un moment dat, dacă nu te mai trage nimic, ce se întâmplă? Și te mai duci nicăieri. Corect? Bun. Dacă nu te mai trage nimeni și nimic să faci ceva, evident că nu mai crede să faci nimic. Și asta e cea mai mare problemă cu acelor care și-au făcut și-au terminat plățile karmice sau au terminat, de exemplu, de plătit o karmă de neam. Că e, din urmă, nu le mai vine să facă nimic, că nu mai e impulsul ăla karmic. Karma îți dă un impuls să faci ceva. Și atunci, știți ce nasol e? Deci eu am trăit-o și pe asta când te trage asta, te trezi. Zang, 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 zang. Și te duci, da? Și într-o dimineață te trezești și te întrebi, dar eu ce fac azi? Poți să stai, poți să te duci, poți să pleci, poți să ai, poți să ai, poți să ai. De ce? Pentru că nu te mai trage niciodată. Nu te mai trage el. Și atunci tu trebuie să vezi ce vrei tu să faci și asta este cel mai greu. Ce vreau eu să fac? Ce mi-e util în calea mea spirituală? Aici înseamnă autodeterminare. Trebuie să îmi urmez calea mea spirituală și să văd ce am eu de făcut și ce e bine pentru mine. Că altfel, eu nu simt să fac nimic. Păi dacă sunt în echilibru, nu mai trage nimic. Evident că nu am de ce să mă zbat. Slavă Domnului că trebuie să mâncăm și atunci trebuie să lucrez ceva. Dar altfel, dacă aș avea copii ca zic, nu aș mai face nimic. Că nu te mai trage ața. Și atunci aici intervine înțelepciunea ta. Mobilizarea ta. Deci nu mai e karma, perfect. Nu mai trage ața. Bun. Ce fac? Ce vreau eu să fac în viața asta? Aia. Și îmi stabilesc planul și mă duc pe calea mea. Dintre cauzele suferințelor anunțate de Buddha, sunt păcatele din viața asta. Ce înseamnă păcate? Doamne, păcatele, știți, eu nu cred în păcat. Așa este enunțat. Nu e vorba.
Eu cred că păcat e mult spus. Eu nu cred propriu să e păcat, ci într-un dezechilibru creat în univers. Dom'le, așa cum excitația necesită dezexcitație, așa orice lucru pe care îl faci necesită contrabalansarea acelui lucru. Și atunci, trebuie să fii foarte atent la ceea ce faci. Era o chestie foarte drăguță a unui maestru de arte marțiale. Să duce un tip prin China ca să studieze maestri de arte marțiale și întreabă pe fiecare ce descoperi. Și la un moment dat ajunge la un tip. Deci am văzut asta și a fost foarte interesant. Și l-a întrebat ce a descoperit el de când practică arte marțiale. Și bătrânul mânca orez. Și a luat bețișoarele de orez și le-a aruncat, avea o placă de lemn. Și le-a aruncat și a înfipt bețișoarele de lemn în placa de lemn. Ăsta s-a dus, s-a uitat, a încercat să scoată bețișoarele din tablă, din tabla de lemn și n-a reușit. Și în timp ce încerca, bătrânul a plecat de la masă, s-a așezat într-un loc, așa, a primit niște bețișoare și a început să roage. Și e întrebat, dar de ce faci asta? Păi zice, am creat un dezechilibru. Acum mă rog ca să le echilibrez la loc. Deci simțea deja disarmonia pe care o crea asta. Nu știu ce spun, eu nu cred în păcat. Cred că în momentul în care creezi un deficit sau un surplus de ceva, se produce o bucurie. Nu cred în păcatele enunțate de nu mai cred, pentru că mi s-au dovedit un tip a nu fi real. Multe dintre ele, așa că nu mă interesează. Cred că dacă am ajuns la evident, cred că creezi un dezechilibru dacă nu lași un copil să moară și la avorte. Deci dacă nu lași un copil să trăiască și avortezi. Cred că creezi un dezechilibru dacă lovești pe cineva. Creezi un dezechilibru dacă vorbești urât, dacă eu știu ce faci. Și atunci trebuie să echilibrezi treaba asta. În terapie creezi, deci, mă rog, dar ai acces la foarte multă lumină. Eu, de exemplu, am nevoie de arte marțiale ca să mă echilibrez. Sau de sport. Sau de raliu. Și invers. N-aș putea să fac numai aia. Aș avea nevoie de terapie. Pentru că am încercat să fac fiecare. Și în fiecare mi s-a părut incompletă. Din punct de vedere energetic. Pentru că una este energofagă, de exemplu, artele marțiale și pilotajul de mașini de curs este energofag, pe când terapia este produce lumină. Și dar prea multă lumină nu e bună, trebuie asta și atunci trebuie o armonie pe undeva. Care este diferența dintre păcat și greșeală? Păi, eu știu dacă în loc să sun la un număr, sun la altul, ăla este, clar, o greșeală. Dar, v-am zis, nu cred în păcat propriu-zis, cred în neînțelegere. În faptul că eu n-am înțeles un lucru. Dumnezeu nu judecă prin păcat, ci prin faptul că nu asculți. Sau noi trebuie să învățăm ascultarea. Dacă nu învățăm ascultarea, deci motivul pentru care noi ne aflăm aici este neascultarea și orgoliu. Și atunci sunt două lucruri pe care le avem de învățat. Să ne smerim și să ascultăm. De multe ori legile religiilor sunt date ca să învățăm ascultarea. Problema nu e că te pune cineva să mergi cu batic în cap la biserică. Problema e dacă te deranjează. Dacă te deranjează, ea este o manifestare a ego-ului. Deci eu nu zic, Doamne, nu vă puneți baticul în cap. Eu zic, Doamne, dacă vă deranjează să vă puneți baticul pe cap când vă duceți la biserică, puneți-vă. Până când? Până când nu te mai deranjează. Și când nu te mai deranjează, dă-l jos. Că nu mai are nicio importanță. Dar dacă te deranjează, ea e manifestarea ego-ului. Dacă te deranjează să mergi că trebuie să mergi în fustă la biserică, puneți fustă. Dacă te deranjează să-ți lași barbă, lasă-ți barbă. Dacă te deranjează să-ți o razi, arată-ți-o. Adică se face exact
Partea inversă care te deranjează, de ce? Pentru că asta, ceea ce te deranjează este o formă de manifestare a egoului. Ții minte că, la un moment dat, aveam un grup de, elevi cu care făceam cursuri și una dintre, la sfârșitul cursului, ei trebuiau să facă exact ceea ce îi deranja. Și ții minte că un maestru de-al meu, destul de cunoscut acum, a trebuit să spele vase, nu știu, o lună sau ceva de genul ăsta. Pentru că îl deranja treaba asta. Deci a trebuit să le aflu la fiecare ce îi deranjează și a trebuit să facă o perioadă de timp, nu mai știu cât, o lună sau... Exact treaba asta. De ce? Special ca să nu-i mai deranjeze. Nu era vorba de o lună, dar probabil că într-o lună i-a trecut chestia asta cu deranjul, că spală vase. Te deranjează să duci gunoi? Du gunoi. Te deranjează să speli vase? Spală vase. Te deranjează? Știți când eu... E adevărat că n-am timp și... eu nu aveam problemă să fac lucrurile singuri. Și cred că tocmai de-aia am. Menajeră care să facă lucrat în casă. Din când în când. Dar nu mă deranjează. Și atunci, probabil, undeva s-a văzut, bă, nu-l mai deranjează. Și atunci, când începe să te deranjeze, iar ți se ia. Și tot așa. De ce? Tocmai pentru ca să înveți că n-are importanță treaba asta. Știți, la un moment dat, măturam frunze. Măturam frunze în curte unei persoane foarte bogate. Și mă gândeam. Era medic pe vreme. Adică terminase medicină, am văzut în licență, dar era medic stagiar. Mă rog, aveam mai multă cunoaștere și mă gândeam. Sunt doctor și mătur frunze. Și mi-am dat seama că, bă, dacă mă deranjează, e nasol. Și nu știu dacă știți pilda unui maestru chinez care a adus Tai Chi-ul în Statele Unite. Și care a ajuns el acolo și nu și-a găsit de muncă decât la ca și gunoier. Și cum vă ducea el gunoiul în fiecare dimineață, la un moment dat a găsit un om care voma sânge și care era bolnav de nu știu ce și care încerca să se îmbătase vază și era bea de nu știu câte zile tocmai ca să uite că e bolnav și că moare. Mă rog, l-a ajutat, l-a vindecat și s-a dovedit a fi un tip foarte bogat care l-a ajutat să-și facă prima sală de Tai Chi. E, cam așa e și cu... Câteodată trebuie să ne vedem și cu asta. Și vreau să spun că în momentul în care m-am obișnuit și chiar mi se părea fun că eu trebuia să mătur și... atunci a trebuit să plec. Că nu mai deranja. Am trecut prin multe. Și mi-am dat seama că faptul că faci o chestie de-asta minoră te face, îți dă liniștea și te face invizibil în fața celorlalți oameni. Pe când în momentul în care urci, devii și vizibil și vulnerabil în fața oamenilor. Ce anume ne face să păcătuim? Dorințele noastre. Instinctele. Nevoile, exacerbarelor. Asta ne face. Faptul că nu avem limite, faptul că nu ne știm limitele, faptul că vrem să experimentăm și vrem din ce în ce mai mult, vrei mai mult, mai mult, nu mai simți și atunci vrei mai mult. Da? E ca și cum la un moment dat mănânci o mâncare și nu mai simți gustul și vrei și mai mult, și mai mult, și mai mult. Normal că te îmbolnăvești. Și așa e cu tot. Dacă nu știi să-ți păstrezi limita în toate, și în dragoste, și în sex, și în mâncare, și în aia, o cale de mijloc automat duce la probleme. Și asta e valabil pentru orice. Vrei bani cât mai mulți, automat ești dispus să faci cât mai multe rare. Și tot așa, și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și vrei și aia, și vrei și aia. Și tot așa, și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și vrei și aia, și vrei și aia. Și vrei și nu poți să obții, și tot așa. Deci, noi păcătuim pentru că vrem mai multe decât putem. De ce e permis păcatul?
Pentru că, nu păcat, propriu-zis. În lumea asta, fiind o lume în care putem să experimentăm, noi avem voie să greșim. Bineînțeles că ne asumăm greșeile. Există legile umane. Înaintea legilor divine, există legile umane. Da? Și, tocmai de aia este îngăduit. Păcatul nu este pedepsit propriu-zis aici. Dezechilibrele, adică nu, e pedepsit și aici, pentru că dezechilibrele tale duc la suferință. Dezechilibrele pe care tu le creezi, din punct de vedere alimentar, nu mănânci cum trebuie, din punct de vedere a fumat, fumezi prea mult, din punct de vedere a bolului, bei prea mult, din punct de vedere al sexului, faci prea mult, pierzi din energia renală, din punct de vedere al muncii, muncești prea mult, din punct de vedere al stresului, din punct de vedere al toate astea. Toate te duc, la un moment dat, la suferință. Pentru că produc un dezechilibru. Și dezechilibrul, la un moment dat, se manifestă și la nivel fizic. Manifestându-l la nivel fizic, apare boală. Deci, automat duce la suferință. Am văzut, la un moment dat, un film foarte interesant. Era un film francezesc, care prezenta viața unui cuplu. Viața unui cuplu, cum se întâlnesc, cum apare iubirea aia frumoasă, cum încep să facă dragoste, cum încep să facă dragoste și mă rog, fac din ce în ce nu le mai ajunge, încep să fac artificii, ajung și fac și între ei și așa, până se distrug complet. De ce? Pentru că nu au păstrat o limită. Nu e vorba de păcat. Nu au păstrat o limită. N-au păstrat o limită și nu știu să o întrețină. Au consumat-o. Și atunci când consum, evident că nu mai rămâi cu nimic. Trebuie să o construiești la loc. Trebuie să-i dai timp să se refacă. Prefie, păcatele sunt ca și pățile karmei. Liturghii, masuri, dezlegări, inițieri, fapte bune, ajutorarea celorlalți, grija față de ceilalți, etc. O altă cauză a suferinței, atașamentele. Ce sunt atașamentele? Când sunt atașamentul presupune transferul de suflet către ceva. Deci sunt atașat de ceva. Sunt legat de ceva. Poți să fii atașat de o mașină, o casă, bani. Poți să fii atașat de un loc de muncă, de o firmă, poți să fii atașat de orice. Și atunci, atașarea asta te face să, ca sufletul tău să fie acolo unde e atașamentul. Și atunci, automat, nu mai ai sufletul în tine. Că sufletul tău este unde sunt atașamentele tale. Bijurile, hainuțele, pantofiorii, cum sunt doamne care au sute de perechi de pantofi. Deci ai un ai deja o bubică la cap. Un atașament. Da? Bun. Toate astea, evident, duc la suferință. Pentru că dacă sufletul tău este atașat de lucruri de genul ăsta, e că nu fără să fie atașat de ceva care să fie util. Eu, ca atașament, aveam armură. Știți care e cea mai utilă formă de eliberare de atașamente? Să le dai. Dacă îți place ceva, să-l vinzi. Sau să faci cadou. E bine că nu poți să faci cadou vreo casă sau mai știu ce. Sau o mașină. Dar poți să o vinzi. Și în momentul în care o vinzi, te detașezi. Este o formă... înseamnă că ești pe adevărat puternic. Ori de câte ori, se spune așa, ori de câte ori iubești un lucru, dă. Bine, nu e vorba de oameni. Că aici vorbim de lucruri atașamente față de lucruri materiale. Dar nici iubirea față de oameni nu trebuie să treacă peste iubirea lui Dumnezeu. Da? Și asta e greșit. Adică să iubești un om mai mult decât pe Dumnezeu este greșit. Pentru că omul pe care îl iubești îți este dat de Dumnezeu. Deci omul pe care îl iubești, copilul, cățelul, eu știu, floarea pe care o iubești, ți-e dat de Dumnezeu. Deci, să zic eu, iubirea trebuie să fie mai întâi de toate dată lui Dumnezeu.
Ceea ce nu înțeleg oamenii și exprimă foarte frumos acatistul slavă de, de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate, este că prietenii, iubita, animalul de companie, cum să vă zic eu, frumusețea lucrurilor, casa, și toate sunt îndelite în Dumnezeu. Și eu trebuie să-i mulțumesc. Adică, eu, mie îmi plac animalele, nu? Și având animale, mi-e drag de ele așa. Dar când mă uit la ele, mă uit și văd înțelepciunea divină manifestându-se prin animalul respectiv. Este ceva extraordinar. Să-L vezi pe Dumnezeu din. Pe Dumnezeu din femeia de lângă tine. Pe Dumnezeu din ambii. Da? Deci nu se poate. Da, e clar că e vorba și de orice. Că nu poate să fie altfel. Dar trebuie să iei în considerare și divinitatea. Pentru că fără divinitate, eu știu că eu să des tot felul de sentimente. Dar și de, și de, și de. Și știu că unul dintre motivele pentru care sunt apreciat eu, nu sunt eu propriu-zis, ci manifestarea lui Dumnezeu prin mine, în anumite momente. Că dacă m-ar cunoaște lumea așa, în anumite momente ale mele, nu știu dacă m-ar mai place așa de mult. Dar marea majoritate a oamenilor, văzându-mă, deci văzând doar manifestarea divinității prin mine, atunci normal că mă place. Pe când, mă rog, mai avem și zonele noastre de umbre și de tenebre. Cum ne dăm seama când este vorba de un atașament? Foarte simplu, că nu poți să renunți la el. Când ai un lucru de care, bă, e ruptă, e vai mama, e... arăt că am un băiat care are atașamente vis-a-vis de pantofi. Deci dacă are o pereche de Adidas care se înțelege foarte bine, pot să iei 10 perechi de Adidas noi, toate mărcile, el le va purta pe aia vechi. De ce? Pentru că este atașat de el și s-a simțit bine în el. Asta e o chestie care e foarte grea și este specifică de multe ori bătrânilor. Da? El înăuntru lui, oricum, e un moș, așa că și are manifestări de moș. Și așa sunt bătrânii. De ce am așa întâlnit o pereche de pantofi în care se simte bine? Nu mai ești, spune alții. Așa sunt și oameni. Da? Să nu te atașezi de o mașină, să nu te atașezi de o casă, să nu te atașezi de un loc, să nu te atașezi de niște obiecte. Ba din contră. Asta este partea bună, de exemplu, a cinetarilor. Bine, și permit. Dar își se detașează de lucru. Ea dă mai departe, nu este legat de, eu știu, ceva mobilă, le schimbă, la un an, la doi, le schimbă. Bine, e adevărat, și permit. Cum putem să ne detașăm de ceea ce e? Cunoscând alți oameni. Analizând alți oameni. Făcând activități, plecând departe. e bine. Eu am făcut intuitiv anumite lucruri. Și am fugit de atașamente și de lucruri care mă leagă. Și care mă împiedică să fac, nu știu, ce cred eu că am de făcut. Și, de exemplu, eu când am plecat în armată, mă rog, tata avea un grad în SRI și la comisariat m-au întrebat unde vreau să mă duc. Și m-au întrebat, la Brănești, la Câmpina sau la Sibiu? Și am zis, Sibiu. Și ăsta s-a uitat la mine și m-a întrebat, știi, Brănești e lângă București. Face o jumătate de oră, o oră până în București. Câmpina e la o oră, jumătate, două cu trenul sau nu știu cât. Zice, Sibiu e dincolo de munți. Între Brănești, Câmpina și Sibiu, ce unitate se alegi să faci armată? Sibiu! Doamne, dar ce-am înțeles că Sibiu e dincolo de munți? Păi zic, ba da. Doamne, vrei să mă întrebi și pe mine? Zice că e primul caz când spun cuiva
Că poate să facă armata în București și pleacă la Sibiu. Tu de ce vrei să pleci la Sibiu? Să scap de mama. Mama, nu vreau să scap de mama, pentru că a fost mama fiară. Și pentru că mama mea, ba din contră, a fost foarte bună și foarte iubitoare. Dar eu am simțit că vine vremea să-mi iau zborul și am vrut să-mi iau zborul. Și pentru asta am preferat să fac armata cât se poate departe. Da. La un moment dat trebuie să simți când vrei să te rupi. Cel mai greu, să știți că mie mi-a fost să mă detașez de mașină. Prima mea mașină pe care am luat-o. Și după aia de casa pe care am construit-o. Și de copii. Mi-a fost foarte greu să mă detașez de ei. Dar este un lucru pe care l-am învățat. Greu, dar l-am învățat. Nu mai am nicio emoție. Bun. Dorul de o anumită persoană presupune un atașament față de acea persoană? Nu. Dorul este firesc. Dorul se produce ca un transfer de SNM. De multe ori dorul se manifestă. Avem noi posibilitatea când ne gândim la cineva la care ținem, se produce un transfer de suflet. Și transferul ăsta de suflet se manifestă prin dor. Da? Dar la fel de bine trebuie să învățăm să ne aducem înapoi. La fel de bine putem să vorbim cu omul respectiv la felul. Dar trebuie să fim, cum să vă spun eu, trebuie să pot să aleg să-mi treacă dorul ăsta. Că dorul presupune suferință. Și suferința se produce din cauza transferului de suflet. În momentul în care mi-e dor de cineva, automat se duce sufletul meu la omul respectiv. Da? Deci un om care posedă mai multe lucruri poate fi mai atașat decât unul care are mai puține. Adică aici se pune problema de oamenii care deci care au multe lucruri. Nu știu, case, mașini, obiecte, da? Nu. Să știți că, paradoxal, un copil care are o singură păpușă va fi mai atașat de acea jucărie decât un copil care are 100 de păpuși. Pentru că se produce acest atașament de lucrul ăsta. La un moment dat, eu n-am înțeles asta decât destul de târziu. Eu am copii și mă analizez copiii, dar am fost mai apropiați de doi. Și când erau ei mici, aveam voie să le cumpăr orice fel de jucărie. Orice fel de jucărie. Aveam voie. Că eu verific. Mă rog, măsor. Dom'le, nu dura mult. O strică, nu dura mult. Da? Și mă enervam. Și vorba era muncă, nu aia. Și mi-a trebuit ceva timp că, de fapt, Dumnezeu îi pregătește să nu se atașeze de lucruri. Deci nu au atașamente vis-a-vis de jucării. Asta e jucăria. Nu au un ursuleț cu care pleacă. Nu au chestii de genul ăsta. Și faptul că au avut mai multe jucării, de fapt, i-a ajutat să se detașeze de lucruri. Că dacă ai 10 truse, de fapt, mă doresc că ești atașat de ele. Sau 100 de perechi de pantofi. Dar dacă ai una care îți place, sau o rochie, sau nu știu ce, sigur vei fi atașat de ea. Așa că nu întotdeauna avea lucruri multe înseamnă și atașament. Dar este adevărat, și aici spunea și Mântuitorul, că mai ușor trece camina prin urechile acului decât bucătașul prin porțile celui. Pentru că cei care, mă rog, care sunt bogați, au un atașament vis-a-vis de ceea ce au cumpărat. Corect. Dar la fel de bine poți să n-ai mai niciun atașament. Poți să n-ai niciun atașament. Să n-ai nicio problemă. Eu cred că oamenii care au mai puține lucruri sunt mai atașați de lucruri și de dorințele pe care au decât oamenii care au. Cum putem învăța să nu te atașăm? Deci, nu știu cum putem să învățăm să nu ne atașăm. Eu zic că e bine să te atașezi și de lucruri.
Adică e bine să-ți iei un lucru care îți place, dacă ți-ai îngăduit de Dumnezeu. Dar știu cum să te detașezi. Eu, singurul atașament pe care l-am dezvoltat eu în copilăria mea, au fost armele. Tot ce înseamnă cuțite, lungege, tonfe, saiuri, tot ce înseamnă armă, steluțe. Am avut steluțe ninja, mai am și acum aprind sertare. Arme care se deschid, mă rog, aveam la 14 ani, aveam cuțit automat cu buton. Deci sunt mulți oameni care nu au văzut în viața asta așa ceva și mi-au adus din Egipt, țin minte. O întreagă poveste și cuțit. De ce? Pentru că mie mi-au plăcut și chiar în continuare armele. Țin minte că la un moment dat am lucrat la cineva, la un om care era foarte bogat și m-a întrebat, ai vreo problemă cu banii? Te atrag banii? Ai o problemă cu bijurile? Și am zis nu. Știam unde sunt cercei, brățări de aur, mă rog, banii. Zic nu. Dar ce problemă e? Zic, doamne, zic, că o problemă sunt armele. Mă rog, respectiv, m-a început să râd. Cum adică armele? Zic, da, zic, doamne, îmi plac armele. Zic, armele mă atrag. Deci, pot să zic că armele mă atragea la nivelul cum plăcea să le mâng. să le ating. Au o altă energie, orice armă. Și mai ales o armă care a fost folosită, are altă energie. Are viața, are sufletul ei. În general, armele au sufletul lor. Au armă. Da. Săbile de samurai sunt făcute după sufletul luptătorului care să le aibă. Mai întâi vine sufletul luptătorului și după aceea se face sabia lui. Și atunci sabia aia are altă energie. Sabia mea are energia mea. Nu poate să fie nimeni. Pentru că nu poate să spună nu-i vine. Mă rog. Și atunci, ca să mă eliberez de atașamentul ăsta, le-am făcut cadou. Le-am dat. Le-am vândut. Le-am dat la tineri. Și a fost o metodă să mă eliberez. Și, în general, am zis, când e vorba să te detașezi, ori de câte ori ești atașat de lucru, fără cadou. Am dat ceasuri, am dat orice lucru care mi se părea. Chiar dacă erau pentru unii, eu știu, aveau valoare... mama s-a supărat că am vândut, aveam un medalion pe care îl primise la nașterea mea. Și m-am dus și l-am vândut. Dar nu l-am vândut, că am vândut pentru că nu mi-a putut să am niciodată lucruri cu valoare sentimentală. Nu. Nu. Știți? Știți cum e moartea? Moartea e în felul următor. Acum trebuie să pleci. Acum. Ce-i cu tine? Ce? Stai un pic, mă duc până acasă. Să iau ce? Dacă îți vine minte că nu pot să plec, că stai așa, că mai am de luat aia, stai așa. La revedere. Și eu am crescut în felul următor. Eu mi-am dorit să am bani, nu din considerentul să epatez sau... Dar mie îmi place să pot să plec acum, să zicem, vreau să plec în Honolulu. Acum. Mi-am luat gentuța, m-am suit în avion și am plecat. Nu am nimic care să zic, mă, stai un pic că mai trebuie să trec pe acasă. Să iau ceva. De ce așa? Asta înseamnă că n-am niciodată așa. Stai un pic că trebuie să-mi iau periuța mea de dinți, dar nu există în periuță de dinți la farmacie. Acolo trebuie să-mi iau din România. Mie îmi place că plec să plec cu geamantanul gol și eventual să-mi iau ceva de pe acolo. Dar în rest îmi duc pijamale din România, aia nu au pijamale. Îmi duc... Nu ai un tricou să ții de acolo. Adică chestii de-astea mărunte. Ei, tocmai ca să nu fie atașat de loc. Îți place un tricou? Da. Îți place aia? Da. În felul să te detașezi. Tu trebuie să-ți dai seama dacă ești atașat sau nu. De un lucru. De un cristal. Da? Fă-l cadou. Și atunci ești eliberat. A! Ți-e greu! Te doare sufletul! Să dai un lucru, ăla e atașament. Când zice, dă-mi și mie asta.
Dă și mie. Vine un prieten. Dă-mi și mie asta. Evident că dacă are altă valoare, nu o să zic că știi, că sub altă. Că nu merge, da? Dar e vorba de lucruri care sunt... Poți să-l vinzi, absolut. Dacă nu poți să-l vinzi, aia înseamnă tot că ești atașat sentimental. Nimic nu mai este să te atașezi. Faceți diferența între atașamentele de lucruri și iubirea față de oameni. Iubirea e un atașament, e cu totul altceva. Nu le confundați. Da? Ignoranța. Cum poate fi ignoranța o cauza suferinței? E foarte simplu. Dacă tu nu știi cum funcționează Universul ăsta, automat o să suferi. Pentru că o să încalci niște principii ale Universului. Călcând principiile Universului, automat suferi. Da? Păi, nu știu legile circulației și trec pe roșu. Dă mașina peste tine. Aia nu e ignoranță, nu e o suferință. Nu știi că dacă mănânci, nu știu ce, foarte multă sare, faci tensiune. Aia nu e ignoranță. Deci sunt multe lucruri care duc la ignorare, la suferință. În relațiile cu oamenii, faptul că nu știi să gestionezi relații cu oamenii, nu poate să ducă la suferință. Faptul că unul spune că albul e alb și negru, că albul e negru și negru e alb și tu crezi și faci, nu duce la suferință. Când ți se spune, vai, uite ce frumos e și ce bine e dacă faci asta. Și tu nu știi. Și atunci faci. Ea nu duce la suferință. Deci ignoranța poate să fie o cauză a suferinței. În momentul în care ești eliberat, în momentul în care știi principiile care guvernează relațiile, societatea, oamenii, nu mai suferi. Pentru simplu motiv că știi să acționezi în așa fel încât să nu produci dezechilibru. Suferința presupune un dezechilibru. Clar? Cum e cu suferința? De ce dorințele pot fi o cauză a suferinței? Păi foarte simplu. Poți să-ți dorești. Eu doresc să fiu președintele Statelor Unite. Cam ce șansă am să devin? Niciuna, nu? Pentru că e stipulat prin lege că nu pot să fiu președintele Statelor Unite. Că nu sunt de cel puțin două generații Statelor Unite. Înțelegi ce vreau să spun? Deci toate dorințele care nu se pot manifesta duc implicit la suferință. Ok? Deci toate dorințele care nu ni le putem. Deci dorințele duc. Că ne împrinde, duc la nemulțumiri, duc la frustrări, duc la toate astea. Automat. Toate suferințe, toate dorințele neîmplinite te fac să te simți. Eu știu, ratat, te fac să așa, te fac să așa. Și automat duc la suferință. Dorințele. Cum sunt copiii ăștia, da? Păi normal că o să dea, o să facă APGD-ul pe tablete. Cam câți copii o să-și permită să aibă tablete de viteză mare? Deci peste 10 milioane. Și atunci o să apară suferință. Vin copii cu telefoane care sunt mai scumpe decât salariul profesorului Polului. Care au de două ori, de trei ori salariul profesorului. Cum să nu fie asta să ducă, nu ducă e dezechilibru sau suferință? Să spun eu, vin copiii și zic că eu mi-am făcut vacanța în, eu știu, insulele Canare. Eu m-am făcut vacanța la Mamaia. E o diferență. Și unul care și-a făcut vacanța la țară. Toate se duc la suferință. De ce? Pentru că oamenii își doresc, încep să-și dorească. Să aibă mai mulți bani, să facă, să aibă haine mai frumoase, să aibă lucruri mai bune, case, etc., etc., etc. De ce? Pentru că așa văd. Și dorințele duc la suferință. Faptul că dorești o femeie care nu te vrea. Faptul că dorești un job care e dat prin pilea altcuiva. Faptul că vrei să te duci să faci, eu știu, o facultate. Poate că nu e. Duce la suferință. De ce? Din cauza dorinței. Noi nu avem. Eu stăteam și mă gândeam. Păi n-am avut
eșecuri, dar am avut semi-eșecuri. Și eu nu înțelegeam de ce. Adică nu intru la construcții în București cu 5. Intru la construcții în Timișoara cu 9 și ceva. Nu am luat la matematică fizică. Am luat la energetică. N-am luat la matematică la liceul la care am dat. Am luat la matematică la liceu. Semi-eșecuri de ce? Pentru că din punctul, dintr-un punct de vedere, era un eșec. Din perspectiva mea, m-a dus în diverse locuri și am avut o viață foarte interesantă. Păi dacă nu mă duceam din Timișoara, nu aveam acces la lumea interloc. N-aș fi scris de venire, n-aș fi stat cu fratele. N-aș fi învățat o grămadă de chestii. Dacă luam 5-ul la Facultatea de Construcții în București, rămâneam acasă cu toată. Viața mea a fost totul altfel dacă locuiam cu părinții. Altfel decât dacă am muncit, eu știu, și am, efectiv, am lucrat și am făcut facultate în Timișoara. Viața mea a fost altfel dacă intram la stat decât dacă aș fost la, dacă, în loc să fiu la particular. Și tot așa. Și atunci, fără să vrem câteodată, Universul ne pune frâne special ca să ne ghideze pe calea noastră spirituală. Și atunci dorințele. Eu mi-am dorit să fiu militar. Am suferit că n-am putut să fiu militar. Să intru în armată. Să intru în... mă visam spion. Mi-am dorit să fiu agent secret. Da. Bun. Și, deci astea erau dorințele mele. Mi-am dorit să fiu neurochirurg. Că n-am fost în spital. Deci în niciun caz ceea ce fac nu este în conformitate cu dorințele mele. Numai că eu am învățat să înțeleg cum judecă Universul. Și Universul judecă prin prisma binelui nostru. Și binele nostru toată nu este la fel cu ceea ce credem noi că este binele nostru. Sărăcia sau bogăția pot fi cauzele suferinței. Bine, sărăcia cred că e foarte simplu pentru toți. Că dacă ești sărac, e clar că nu poți să mănânci ce vrei. Una este să mănânci cartofi, alta este să vezi prăjiturile în raftul ăla și să nu poți să le mănânci. Să nu mănânci și tu ferie de carne, să te uiți la alții, să n-ai bani de curent, să n-ai bani de un film, să n-ai bani, să n-ai, să n-ai. E clar că suferință. Cum poate să fie bogăția o cauza suferinței? Absolut. Poate să fie o cauza suferinței. De ce? Pentru că, în primul rând, bogăția te situează într-o zonă în care nu prea poți să ai prieteni. De ce nu poți să ai prieteni? Nu pentru că nu poți să-ți fii oamenii prieteni, ci pentru că, inevitabil, oamenii te judecă prin prisma a ceea ce ai, la un moment dat. Și atunci, de asta există pături sociale. Pentru că oamenii... Deci, dacă un om sărac se apropie de un om bogat, inevitabil omului bogat îi va apărea ideea că omul ăla e lângă el pentru că el e bogat. Indiferent. Că așa se întâmplă. Nu zic că nu se poate. Deci, clar, poate să existe. Dar bogăția este un filtru. E o școală. Așa cum zicea un puznic. Doamne, zicea, școala sărăciei și bogății nu mine, dar mie. Bogatul e cam singur. Singur. Are oameni care îl ajută, oameni care sunt în subordine. Dar nu are foarte mulți prieteni. Și nu poate să aibă prieteni decât din zona lui. Restul trăiesc pe lângă. Sărăcia, în același timp, nici ani e om. Eu sunt următorul principiu. Decât sărac și bolnav, mai bine bogat și sănătos. Bine. Frumusețea. Poate să fie o cauză suferinței? Absolut, da. De ce? Păi femeile frumoase ajung să fie un fel de cum se cheamă, obiect sexual. Orice bărbat pe care îți uită la ele, dorește. Înainte să-i vedem noi spiritul, îi vedem popou. Da? Și atunci
automat, marea majoritate a femeilor frumoase pe care le-am văzut au o lecție a suferinței din cauza frumuseții lor. Și au probleme în iubire. Bine, asta e valabil și pentru bărbați. Și un bărbat frumos. E privit tot așa. Poate să fie privit ca un obiect sexual. Pentru că și femeile gândesc. L-aș face odată pe asta. Nu mai bărbați. Femei, eu am rămas pe viață. Mă rog că știu să mă apropii de femei, dar... Și femeile gândesc la fel. Măcar odată și l-aș face pe asta. Ne-am o prietenă care are 70 de ani. Și într-o zi eram eu supărat. Că zic, bă, nu știu ce fac, dar... Să cam îndrăgostesc femeile, adică sunt... Cred că le fac ceva, totuși, din partea la care ea îmi zice... Stai mă liniștit, dacă am vorbeam cu 30 de ani mai puțin și eu ți-o puneam. M-a liniștit. Celebritatea poate să fie o cauză suferinței? Absolut nu. Pentru că celebritatea presupune proiecție. Și automat oamenii proiectează pe omul respectiv. Celebritatea este o imagine. Și atunci, de multe ori, celebritatea nu are nicio legătură cu omul. Imaginea omului este cu totul altceva decât omul în sine. Și femeile sau bărbații sunt atrași de imaginea aceea a celebrității și când descoperă omul, nu le mai place. Că aia e problema. Celebritatea este imaginea pe care o are un om în lume. Da? Și dată de proiecția tuturor oamenilor, mass media, etc., etc. Pe când omul acolo, în alcovul lui, este cu totul altfel decât e pe scenă. Și momentul respectiv nu se mai pupă. Și toată lumea este atrasă de aura unui om celebru. Dom'le, dacă rămâi cu el, vorba aia, mai scoate un aer pe gură, mai scoate un aer pe alte părți, s-ar putea să nu-ți placă treaba asta. Și atunci, evident că... Și de aici apare suferința. Plus că proiecția tuturor pe un singur om distruge. Dar asta e o întrebare interesantă. De ce este iubirea o cauză a suferinței? Foarte simplu. Nu iubirea e cauza suferinței, ci neînțelegerea iubirii este cauza suferinței. Pentru că iubirea în sine nu doare. Iubirea? Eu, la un moment dat, țineam la o fată. Și am fost împreună. Dom'le, dar cât am fost împreună, la un moment dat, când avea ea chef, mă rog, nu știu ce se întâmpla, când am eu chef, n-avea ea și eram așa tot contratim, nervi, calm, toate entitățile, mă rog, am ajuns să ne batem. Și, evident, mi-a dat seama că nu era altă soție, decât să ne despărțim. Și am plecat. Dar am continuat să țin la ea. Să țin la ea la modul altfel. M-am bucurat că e bine, m-am bucurat că e cu cineva, m-am bucurat că... Și atunci am înțeles un lucru, și anume că, domnule, noi înțelegem greșit iubirea. Noi avem o iubire din aia posesivă. Omul pe care îl iubesc e al meu, e numai al meu, e pentru mine. În fiecare clipă trebuie să fie în subordine. Nu e așa. Și ca să explic treaba asta, țin minte că i-am explicat unei doamne. Era foarte supărată că e înșelată de soțul ei. Și am zis, da, e normal să vă înșele, doamne. De ce? Zic, dacă nu face sex oral bine, cum se stai din asta? Suge și cine face calul. Cum, domnul doctor, și numai asta contează pentru bărbat? Nu știu dacă pentru toți bărbații contează asta, dar pentru doamna dumneavoastră sigur contează. Și zic, dar zic, și zice, păi și ce să fac? Păi zic, să-l iubiți în continuare. Păi și cum să accept? Păi zic, doamna, dacă nu faceți, ce vreți? Păi el are nevoie. Ce mai doctor, cum puteți să se înțeleg? Zic, doamna, aveți un băiat? Da, avem un băiat. Are o pildă? Da. Și zic, și-l face bine? Adică cum? Adică e vesel așa? Da! Înseamnă că e pune bine. Bun.
Vă bucurați pentru el că e bine? Zic, da. De ce nu puteți să faceți același lucru pentru soțul dumneavoastră? Dacă îl iubiți. Și dumneavoastră nu puteți să-i oferiți treaba asta. De ce nu puteți să vă bucurați pentru el? Zic, aia înseamnă iubire necondiționată. Domnule, iubesc un om, indiferent cu defectele lui, și dacă eu nu pot să împlinesc aceste dorințe, domnule, las pe altcineva. Evident că e greu. Deci iubirea, suferința apare din iubire, tocmai pentru că avem așteptări ca oamenii respectivi să facă ceva cum credem noi că ar trebui să fim, să facă. Avem așteptări ca oamenii respectivi să se comporte relativ la noi într-un mod în care noi ne dorim să se comporte relativ la noi. Avem, suferim pentru că, evident, el nu este cum, cum îl vedeam noi, nu este cum ne așteptam, nu ne îndeplinește toate dorințele, toate așteptările și toate astea. Și atunci apar aceste diferențe. Evident, este ideal momentul în care întâlnești un om cu care ești ca o mănușă. Adică, omul știe când să te mângâie, când să te certe, când să facă dragoste cu tine. Când asta e un rar avis. Da? De cele mai multe ori, oamenii nu se potrivesc. Se potrivesc în niște puncte, dar nu se potrivesc în alte puncte. Punctele în care nu se potrivesc determină suferința. Asta nu se schimbă. Cine crede că se schimbă astea? Nu. Deci se schimbă. Deci, să fim serioși, dacă din punct de vedere sexual nu te înțelegi, asta nu ai cum să mai schimbi, că dimensiunea nu e reglabilă, că nu e șublet. Dacă din punct de vedere, eu știu, al performanțelor în pat, doamnele sau domnii au niște limite, evident că asta nu se schimbă. Dacă din punct de vedere al omul este educabil, din anumite perspective, corect. Dar sunt alea fizice, nu mai pot să le schimb. Bun. Și de asta, apropo de iubirea, iubirea poate să fie o cauză a suferinței, dar pentru că este greșit înțeleasă și pentru că nevoia iubirii noastre, deci oamenii când iubesc, au pretenția ca omul respectiv să corespundă dorințelor lui. Când omul respectiv nu corespunde dorințelor și nevoilor lui, apare suferință. Da. Și atunci, care e soluția? Păi, e clar că problema e la mine, nu e la el. Deci, dacă tu, ca femeie, mă faci pe mine să sufăr pentru că problema e mea, tu nu poți să faci mai mult decât faci, decât ești. Și atunci, dacă eu am așteptări la tine, ții minte că eram prin clasa 5 și aveam o prietenă. Și prietena mea și eu, înăuntru meu, sufeream. Aveam așa un cui în suflet, că ea nu percepe gândurile. Mi se părea. Bine, aveam și eu ideile mele când eram. Mi se părea că o femeie care te iubește trebuie să-ți ghițească gândurile. Toți avem păsările astea la un mic sau mai mare nivel. Evident că sărucuța de aia n-avea cum să-mi perceapă mie gândurile. De-aia eu sufeream din cauza asta. Și toți avem nebunia asta din cap pe care am avut-o și eu. Bun. Cam atât astă seară despre cauzele suferințelor și cauzele bolilor, pentru că cauzele suferințelor, indiferent că se întâmplă în fizic, că sunt sufletești sau că sunt spirituale, provin din același punct. Sper să vă fie de folos și o să ne vedem la o ediție următoare. Eu știu, poate mai dați și voi idei despre ce vreți să învățați. Vă doresc o seară bună.